Cel mai lung și mai aspru dintre posturile Bisericii Ortodoxe a început în data de 27 februarie. Postul Sfintelor Paști mai este cunoscut și sub denumirea de Postul Mare. În vechime, Postul Sfintelor Paști avea menirea de a-i pregăti pe cei ce urmau să primească botezul în noaptea Învierii. Începând cu secolul al III-lea, Postul cel Mare a fost împărțit în două perioade distincte, Postul Patruzecimii și Postul Paștilor, pentru a trezi sufletele credincioșilor și a îndemna la căință și smerenie. Biserica a hotărât ca în timpul Patruzecimii să nu se săvârșească liturghii decât sâmbăta, duminica și de sărbătoarea Bunei Vestiri. Totodată sunt oprite nunțile și serbarea zilelor onomastice. Postul Sfintelor Paști ține 7 săptămâni, perioadă în care nu se mănâncă ouă, carne, brânză, pește și unt de lemn și nu se consumă băuturi alcoolice. Pește se mănâncă la Buna Vestire și în Duminica Floriilor. În schimb, celor bornavi le este îngăduit să mănânce bucate cu unt de lemn și să bea vin în Postul Mare.